ce a investit și investește atât de multe lucruri în fiecare dintre noi și am vrea să nu-l dezamăgim. Cu orice plecare a noastră, cu orice prezența noastră, pentru că aceștia vrea să nu-l dezamăgim. Și fiecare să plecăm mai zidici și mai vorbiți din Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este o temă așa de minunată. Veniți de vedeți. Citeam aici Yeah.
și trimite inimile celor care strigau, ca și împărat al sufletului lor, ca și mântuitor, și îl vedeau ca un împărat care să izbăvească de cel puterea romană. Ce trist! Căci toată această bucurie era doar o bucurie falsă de lumea, și despre câteva ce vreau să strige în gură, stignești celor stignești. Iată pe noi, părintele, ne-au învățat să împlinim în inimile noastre, nu doar cu buzele noastre să vă rugăm, nu doar de suprafață, nu doar plecând dintr-o adunare la alta și cumpărându-ne doar pe clipă, de frumusețea locului și a întâlnirii și a mărtășirii frățești, ci să împlinim în inimile noastre, căci El poate face schimbarea vieții noastre. Aceasta e Evanghelia de unde am citit și de unde am citit frații și vor mai citi toate. Este Evanghelia noastră, Domnului. Părintele Iosif vă spune, meditați. Evanghelia noastră, Domnului. Fiecare dintre noi trebuie să fim un film, spune Părintele Iosif. Fiecare suflet care l-a aflat pe Domnul trebuie să meargă mai departe și să spună și ce vrem de lângă El. Coleg de serviciu, coleg de școală. Ce bine e omul bun de Hristos. Iată, Filip nu a pus tare niștit. Și bucurie care i-a inundat inima, a mers și a spus și mâna ta mea. Părintele Iosif, când l-a aflat pe Domnul, nu a putut sta liniștit. Fratele Traian la fel. Și a mers și a spus și ce nu-i de lângă el. Și așa o ați dacă sunt și număr și putere, fraților. Iată și noi avem datoria mai întâi să-l primim noi în viața noastră și în sufletul nostru. Și apoi să-l spunem și să-l arătăm și celui de lângă noi. Te spus de pricepem să spunem. Deci, vorbim frumos de pricepe la vorbim, dar mai trebuie să se arătăm prin viața noastră, prin trăirea noastră, să fim o pildă printre cei din jurul nostru. Și Domnul la aceasta ne chemă, să fim o pildă. Pentru că și Domnul Iisus a fost o pildă pe frață. Și Părintele Iosif a fost o pildă. Și noi trebuie să rămânem la ceea ce ne-au lăsat părinții și înaintașii noștri. Iată să primim mai întâi pe Domnul din inimile noastre. Părintele Iosif zice în cei ziua asta Domnului, cine roagă pe Domnul Iisus are tot. Și spune mai departe, are dragoste, are răbdare, are smerenie, are bunătate, are bucurie și niuță are viață. Cine nu l-a luat cu adevărat pe Iisus Hristos și răspunit, nu are nimic, oricât de bunul s-ar părea că are. Și am stat și mă rog din acest aceste cuvinte de orându. Cine nu are cu adevărat, nu l-a aflat cu adevărat pe Iisus Hristos cel Stăchit. Nu are nimic, oricât de mult îi s-ar părea tare. Fraților, să nu fim dintre aceștia care pare că avem, pare că l-am cunoscut pe Domnul și în spatele acestor afirmații să stea în vârstele să știe 20, 50, 60 de ani lucrarea voastră. Dar de fapt de noi să nu se regăsească aceste lucruri. Să nu doar să ne separ, ci să-L avem pe Domnul și-L avem pe Domnul care nu mai se regăsesc aceste virtuți. Cineva are pe Domnul, are Domnul. În fața acestor provocări care vin peste noi în aceste timpuri, anul 2023, 100 de ani de oază, multe probleme peste întreaga lume. Cineva are pe Domnul, are Domnul, nu sunt în fratele Părintele Iosif. Dar cineva are pe Domnul, pe care se mai găsește în noi, sau se mai regăsește în noi dragostea aceea, care a fost la început, că Domnul este dragoste. Dragostea aceea care vorbește, sunt apostol Pavel, părintelilor, care acoperă totul, acoperă totul, susține totul. Apoi are răbdare. Noi avem noi răbdare, așa cum îi deamnă cuvântul cei slabi, cei tari, să sprijine pe cei mai slabi. Cei tari pe cei slabi, să-i ajutăm. Mai avem noi bunătatea aceea pe care o avea fratele Traian, Părintele Iosif, să ne aducem aminte de mântuirea lui Fusecaș. Când fratele Traian se aștepta la recunoscerea noastră, dar el în dragoste lui și în bunătatea lui, l-a întrebat de soția lui,
și viața. Pentru că Domnul a spus, cine are pe Fiul are viață, cine are pe Fiul nu are viață. Lucrurile par simple, dar atâta timp cât în noi nu se regăsesc aceste virtuți, îndeajuns, că nu ne-am gândit la adâncite de el, nu la adevărat adevărat de Domnul. De aceea, la 100 de ani de astăzi, de oaste, trebuie să ne reîntoarcem. La început, la ceea ce ne-au lăsat părinții noștri, la ceea ce ne-au lăsat înainte de a fi. Pentru că se pune aceasta de bani și de copii. Și așa cum pe noi, părinții noștri, prin imaginările noastre, ne-au învățat tot acesta frumos de a petrece în companie cu Dumnezeu, în intimitate cu Dumnezeu și noi și am vrea și copiii noștri să poată să vă scopeze acest lucru frumos de a fi împreună cu Domnul. Și spune tot că, frate Traian, în istorie, un lucru care era la început, după care tânjesc și cred că tânjesc în fiecare dintre noi și zice așa, poate că ieși din afară nu știu ce vă stăpi. Când a sufat în ea, dacă nu tot ce cereți peste oase, poate că asta a fost acela de copilaj, strânsă-mi de crucea lui Iisus ce vă stăpi. O seama de suflete pe care am numit scos din lume și le-a strâns la mijloc de cruce lui. Oastea cea de întâi a fost dragostea cea de întâi. A fost oastea copilă lui Dumnezeu care se întrecea în dragoste, în smerenie, în rugăciune, în jertfă. Aceasta trebuie să ne vedem până la sfârșit cu asta, Domnule. Fraților, în ce se înțeleagă de frații noștri? Parcă ne și rușine când privesc la felul meu de vedere. La ce se înțeleagă și la ce înțeleagă? Este interesant în dragoste, în smerenie, în rugăciune, în jertfă. Și spune aceasta trebuie să ne vedem până la sfârșit. Iată s-au primit 100 de ani. Au rămas aceste virtuți în acuratița lor de la început. În felul de la început, unde au primit și le-au înțeles părinții și înaintașii noștri, în ce dintre zicurează? Iată, Domnul să ne întărească pe fiecare dintre noi, să putem vedea, vino și vezi ce se întâmplă aceste adunări de astăzi, vino și vezi, să deschidem ochii minții noastre, să privim cu ochii duhovnicii, să vedem ce am pierdut. Deci multe am pierdut. Să ne reîntoarcem la felul de la început. La ceea ce ne-am spus cu copiii noștri înaintați. Pentru că felul frumos al lor, dacă îl vom recâștiga, ne va duce la Domnul. Și orice clipă pe care o vom trăi, să ne ajute Domnul, să putem să o ducem în teamă și în ascultare de Domnul. Încă o dată rugăm pe Domnul, El să ne întărească în continuare cu fiecare dintre noi. El să ne zidească și ori de câte ori ne întâlnim în stări ca și acestea, să plecăm.